Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Școala Gorjeană. Avem plăcerea să revină în studioul emisiunii Școala Gorjeană, chiar dacă nu în această locație, domnul Marius Buzerea, președintele Fundației Cultural-Științifice Gheorghe Magheru. Bun venit! Mulțumesc! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Ne-am propus pentru această seară o serie de subiecte, să zicem așa, leitmotivul sau ideea principală a acestei emisiuni se referă la resursele europene pentru învățământul gorjean, pentru că la dispoziția noastră atunci când nu avem resurse interne, resurse bugetare, încă sunt din fericire resursele europene. E adevărat că mulți dintre noi nu știu să le acceseze sau și ca stat nu prea știm să facem acest lucru. Iată, de câțiva ani încercăm să intrăm și noi pe nou buget UE cel din 2014-2020, dar acestea sunt probleme pe care deja, să spunem așa, telespectatorii noștri au auzit că există de la alte posturi de televiziune. Aveți o experiență în acest domeniu, aș putea spune chiar una foarte importantă. Ați obținut foarte multe proiecte coordonați, foarte multe proiecte europene prin fundație sau prin Colegiul Tehnic General Gheorghe Magheru. Ce ne puteți spune despre asta ca o primă experiență? Păi, în primul rând, trebuie să confirm ceea ce spuneți dumneavoastră, ceea ce a spus dumneavoastră mai devreme, și anume că, într-adevăr, proiectele europene, fondurile europene sunt o oportunitate pentru societatea română, dar în special pentru școli, mai ales că, în ceea ce privește fondurile puse la dispoziție de instituții naționale sau fondurile puse la dispoziție de instituții naționale sunt relativ mici și greu de accesat. Acum, ideea este că nu este foarte ușor să accesezi fonduri europene, nu este foarte ușor să gestionezi astfel de proiecte și astfel de fonduri europene. De obicei, atunci când accesezi astfel de fonduri, prin proiecte să cer să faci anumite lucruri și este foarte important să duci la bun sfârșit tot ceea ce ai scris acolo în proiect și mai ales să urmezi iar contractul este literă de lege și trebuie dus la îndeplinire. Am înțeles. Acum vorbim, să zicem, mai la concret. Aceste fonduri europene, și mă refer la cele pe învățăm pe care le-ați accesat sau probabil le veți mai accesa în continuare, stau la dispoziția învățământului, ne dau, să spunem așa, prilejul să facem anumite lucruri. Nu și pe partea de investiții, asta fiind o altă, să zicem, latură a lucrurilor pe care încercăm să o discutăm în această seară, dar într-o parte, să zicem, în partea a doua emisiuni. Vorbim de partea aceasta, strict proiectele pe care le derulați și care, cum spuneam, sunt destul de multe, atât pe Colegiul Tehnic General Gheorghe Magheru, cât și pe fundație. Da, înainte să exemplificăm, aș veni aici cu o lămurire. Fondurile europene sunt și pentru, să zicem, dezvoltarea infrastructurii unității de învățământ, numai că noi ca dascăl sau ca membrii sau fundația ca ONG nu poate să le acceseze. În schimb, pot fi accesate de către primării, consilii locale, de alte entități. Noi putem și accesăm fonduri, am accesat și încă accesăm fonduri prin care urmărim să asigurăm pe de-o parte prin unele proiecte să asigurăm o pregătire profesională cât mai bună elevilor noștri, iar pe de altă parte să asigurăm o pregătire personală care să completeze pregătirea profesională pe care o asigurăm elevilor. Fundația Gheorghe Magheru nu este altceva decât un instrument prin care Liceul Gheorghe Magheru intervine în actul de educație al elevilor. Ultimul proiect pe care astăzi este ultima zi a proiectului pe care l-am finalizat chiar astăzi este un proiect pe care care s-a numit Educația prin teatru și prin care noi am încercat să identificăm metode, mijloace, instrumente
prin care să asigurăm o educație formală și non-formală elevilor noștri, sub forma unor CDS-uri, sub forma unor activități de tip after school, dar care să vină în completarea educației profesionale. Noi, fiind un liceu tehnologic, scopul nostru de bază este să asigurăm, pe de o parte, o formare profesională, dar pe de altă parte să asigurăm și o formare teoretică care să-l ajute pe elev să ia bacalaureatul. Pe lângă acestea, noi considerăm că un elev trebuie să devină nu numai un bun profesionist, trebuie să devină și o persoană mai bună, să formăm anumite atitudini, anumite abilități. Iar pentru asta, prin fundație, am accesat astfel acest proiect, prin care am încercat, prin cursuri de teatru, să ajutăm elevii să-și dezvolte aceste abilități. Proiectul Educație prin Teatru a presupus parcurgerea mai multor etape împreună cu, sau alături de alți 6 parteneri din Spania, Suedia, Italia, Polonia și Lituania. Instituții, unele majoritatea sunt licee, dar sunt și instituții care au ca obiect de activitate arta dramatică, teatrul. Iar aici la noi am avut mai mulți parteneri și parteneri media și parteneri cum este televiziunea dumneavoastră, Suna Vertical, dar și parteneri precum Teatrul Dramatic Lidera Godeanu sau Muzeul Județean Gorj. Prima temă pe care am avut-o pe care a avut-o proiectul a presupus evocarea trecutului și în cadrul acestei teme fiecare partener trebuia să identifice în istoria sa literară o anumită piesă de teatru care să evoce un pic din istoria partenerului, țării respective, care să fie adaptată conform nevoilor de vârstă, mai departe pusă, tradusă în limba engleză și pusă în scenă de către elevi. Pentru această etapă a proiectului, noi ne-am gândit că ar fi interesant să nu facem neapărat să identificăm o piesă de teatru din trecut, ci să punem, să scriem noi. Și astfel prin un profesor de la noi, Verde Jocsărana, a scris o piesă de teatru, s-a numit Catarina Tudor, Eroina Drajiu. A fost aleasă acest subiect tocmai în ideea centenarului, care îl sărbătorim anul viitor, și care piesa de teatru evocă o serie de momente trăite de Catarina în perioada 1916-1918. Piesa a fost jucată de către elevii noștri, dar mai mult am făcut și un film pe baza acestei piese, care a fost filmat în Teatrul Lira Godeanu, în Muzeul Județean, în cadrul La Curtișoara, iar spre bucuria noastră, săptămânile trecute, în cadrul unui mare festival internațional de cultură, care avea și o secțiune de film, realizat în parteneria, mi se pare, de Universitatea de Stat de Chișinău și Universitatea de Stat din Iași. Filmul a fost premiat, iar 2 eleve au primit și marele premiu, premiul întâi pentru interpretare, ceea ce, din punctul meu de vedere, spune foarte mult despre calitatea activității depuse de noi în cadrul acestor Bine, să spunem cei care cunosc mai bine activitatea de acolo că aveți resurse și mă refer la premiile obținute la Tinere Condee în ultimii ani, inclusiv pentru teatru. Deci da. Secțiunea teatru anul trecut a fost câștigată de elevi de la Magheru, secțiunea teatru anul acesta tot la fel, deci calificați pe fază națională. Deci existau resurse chiar să, ca un copil, nu întâmplător copiii respectiv, sunt pregătiți tot de doamna Rosală Roxelana Verdeci. Deci e pe undeva, da. Cum să spun, e o completare, o completare a activității. Și ați spune că tot acest proiect, aș merge mai departe, că tot acest proiect nu vine pe un teren sterp,
Trebuie spus că avem în liceu o trupă de teatru care ființează de vreo 14 ani, se numește Dumitru Bunoiu în memoria celui care a înființat această trupă de teatru și care și de la această trupă de teatru, la rândul timpului, o mulțime de elevi au reușit să fie acceptați la institute de teatru și film din țară, ceea ce pentru noi este o mare mândrie. De asemenea, așa cum spuneați, acum 2 ani, o elevă a câștigat secțiunea de teatru de la Tinere Condee, iar această piesă de teatru a fost pusă la temelia redactării acestui proiect. Iar mai mult, în prima întâlnire de proiect, această piesă a fost jucată jumătate în română, pentru care două acte, un act în română, un act în limba engleză, și a fost prezentată partenerilor. Până la urmă, teatru este totuși un limbaj comun peste tot, chiar dacă e diferența de limbă. Da. De multe ori se punea accent, apropo de piesele antice, care au fost montate inclusiv la Craiova, mă refer la teatru profesionist de data aceasta, și se spunea acolo că limbajul din teatru, de multe ori, e limbajul trupului, nu e nevoie de a cunoaște o altă limbă. Practic, mișcarea și toate celelalte sunt... Da. Sunt universale, e un limbaj universal. Da, aici aveți perfectă dreptate. V-aș mai spune tot foarte pe scurt că o altă temă a proiectului a fost Trăind Împreună, Living Together, iar aici noi am ales, colegii mei au ales să pună în scenă un spectacol Tachiache și Cadâr, care la un nivel mic arată întreaga Uniune Europeană de astăzi și cum noi am știut dintotdeauna să trăim împreună. Iar o altă temă a proiectului a fost Măria sa Publicul, unde fiecare partener a propus o anumită piesă de teatru din literatura națională. A fost o scurtă prezentare. Toți partenerii au ales piesa propusă de noi, și anume Dale Carnavalului de Ionuca Caragiale. Pentru noi a fost o mare bucurie, dar și o mare oportunitate, dar să știți că totodată a însemnat și foarte multă muncă. Piesa a fost adaptată pentru nivelul de vârstă al elevilor de către actorul Cristina Dobran și tradusă în limba engleză de către și chiar adaptată în limba engleză de către profesor Maria Cristian. Și aici aș vrea să spun de ce e o piesă foarte grea și de ce adaptată inclusiv în limba engleză, pentru că îmi spunea profesorul Maria, este foarte greu să cum traduci tu, de exemplu, a ta ambetată, mița, baston, bibicule, vinul de grabă, mangafaua, da? A fost foarte greu de tradus, pentru că nu trebuiau pierdute niciun sens. Inclusiv mița, inclusiv s-a găsit un nume, inclusiv mița baston, a reușit profesorul să o traducă, să o adapteze exact cum trebuie. Iar piesa s-a jucat în Polonia, de către actori, de către elevi din mai multe țări, iar pentru noi a fost o mare mândrie că am reușit să o punem în scenă. De fapt, prin tot acest proiect, elevii, așa cum spunea și noastră, au avut acces și au participat și au luat lecții de ritm, de respirație, de improvizație, de mișcare scenică, de comunicare verbală, de comunicare non-verbală, iar toate acestea cred eu că au contribuit major la dezvoltarea lor și la formarea unor atitudini care se ajută mai departe în viață. Da, acesta e unul dintre ultimile proiecte, cel mai... Deci, la care, finalul lui, de asemenea. Proiectul care l-am finalizat astăzi. Și iată, astăzi și vorbim de el, da. Să zicem, facem așa ca un bilanț, însă ce este pe agenda în perioada următoare, sau să facem așa, un bilanț la mai multe proiecte, pentru că au fost și alte proiecte pe care le-ați derulat pe fundație, și apoi să trecem și la cele derulate de liceu, mai ales că doar în acest an, dacă rețin bine, copiii de la Magheru au fost plecați în mai multe țări și pentru mai multe sejururi de stagii de practică. Da, pentru mai multe stagii de practică. De fapt, liceul Magheru pentru asta este foarte cunoscut, pentru
stagiile de practică pe care, în străinătate, pe care le pun la dispoziție elevilor, dar pe lângă acestea încercăm să intervenim și cu alte proiecte prin care să ajutăm și formarea și altor feluri, alte tipuri de atitudini, de exemplu, sau competențe, cum ar fi cele lingvistice în limba engleză, pentru că tot proiectul a desfășurat în limba engleză. Acum aș vrea să vă spun că proiectul, din punctul nostru de vedere, a fost un succes pentru acest proiect ultim pe care îl finalizăm astăzi, pentru că au intrat în tipografie o carte în format digital, o carte în format pe hârtie, toate traduse în limba engleză și foarte multe piese de teatru adaptate, aproape 20 de piese de teatru adaptate pentru un nivel de vârstă până în 18 ani și pentru și în limba engleză, filmate ca fiecare, ca cei care vor folosi aceste materiale ca CDS-uri sau în activități de în diverse activități didactice, să aibă un punct de plecare să le poată folosi mai ușor. Acum cam asta ar fi ce s-a desfășurat cu acest proiect, iar noi suntem destul de mândri despre modul în care am descurs aceste activități, premiile obținute, iată-te la alte concursuri cu rezultatele acestui proiect, care pentru noi arată că s-a muncit serios. Celelalte activități și alte proiecte care le desfășurăm, iar anul trecut am încheiat alte două proiecte Erasmus, dar de aceasta dedicate stagiilor de practică. Practic, sau mai exact, un elev putea opta să realizeze stagiul de practică în țară la un agent economic sau să participe în cadrul unui astfel de proiect și să-și facă stagiul de practică undeva în străinătate, în cadrul unui agent economic din străinătate, ceea ce nu este puțin lucru. În primul rând trebuie spus că el să ajungă să participe la acest stagiu după ce a fost selectat, intra într-un proces de pregătire unde pe durata aproape 6 luni se asigura o pregătire la limba engleză, o pregătire suplimentară la limba engleză, o pregătire culturală și o pregătire pedagogică pentru a-l conștientiza și a face tranziția de la sistemul nostru educațional la sistemul educațional din țara respectivă. Să înțeleagă cum se face notarea, să înțeleagă cum se face evaluarea și să înțeleagă foarte multe activități care se desfășoară la noi într-un fel, la ei se desfășoară într-un alt fel, că implică foarte multă transdisciplinaritate, disciplinele sunt foarte legate între ele, iar din punctul nostru de vedere aceste lucruri contează foarte mult în pregătirea și reprezintă o oportunitate. Dar, repet, din punctul meu de vedere, aceste stagii de practică nu trebuie văzute neapărat ca o recompensă, ci ca o continuare a muncii lor de la școală. Mai ales că foarte multe stagii au fost derulate în timpul vacanțelor școlare, când ceilalți elevi plecau acasă sau începeau stagiile de practică în țară, ei plecau într-o altă țară și își desfășurau timp de 3 săptămâni activitatea acolo. Apropo de aceste stagii care, între timp, să zicem că și alte licee gorjene au, nu neapărat că au copiat, dar în ce caz au văzut drumurile deschise de Magheru și au accesat și acele licee. Acest lucru este foarte important. Deci ca tinerii aceștia care aleg liceele tehnologice au oportunitatea de a se forma în, să zicem, la standarde europene, văd ce se întâmplă afară, mai ales că, din nefericire, mulți dintre ei vor lucra afară, că noi avem, îi formăm în România, dar foarte mulți dintre ei se regăsesc după aceea pe piața muncii european. Deși, din acest punct de vedere, aceste proiecte îi ajută foarte mult, ca să nu mai spun că poate, dacă, să zicem, luăm
la vremea scenariilor, poate inclusiv Uniunea Europeană, Comisia Europeană a gândit aceste proiecte pentru a face o forță de muncă europeană la anumite standarde. Acum, și într-un caz și în celălalt, eu cred că e mult mai bine ca un elev să plece dincolo format, pregătit, care să aibă o tranziție rapidă pe piața muncii și într-o meserie calificată, pentru că una este să o meserie calificată, una este, într-un fel este plătit un muncitor calificat, să zic, în Germania și altfel este plătit un muncitor care prestează, eu știu, în sudul Italiei sau mai știu în alte părți, o muncă necalificată. Deci, din punctul meu de vedere și al instituției noastre, este bine ca elevii să beneficieze, să aibă experiență. Pe de altă parte, noi credem că aceste stagii de pregătire, lăsând la o parte că ei învață foarte mult, capătă, devin responsabili, devin conștienți de importanța muncii lor, încep să aprecieze mult mai mult viitoarea lor meserie, lăsând la o parte toate acestea, elevii aceștia învață să socializeze, învață să stăpânească mult mai bine limba engleză, învață să lucreze în echipă și, de ce nu, observă alte oportunități, oportunități prin care, cred eu, vor înțelege mult mai bine că granița nu este undeva la Arad, la Nădlac, ci se întinde undeva până la Oceanul Atlantic și că Europa este a lor, numai că trebuie să știe să profite. Încă la noi tinerii foarte mulți după ce au terminat 18, după ce au terminat liceu și 18 ani pleacă în străinătate, dar povestea cineva din Portugalia că situația asta a fost și la ei, dar acum îmi povesteau că tinerii portughezi nu mai pleacă pur și simplu așa cu traista în băț și să-și caută un loc de muncă, ci pur și simplu caută slujbe, știu unde să le caute, știu cum să aplice pentru o slujbă și după ce a fost acceptat la slujba aceea, atunci își face bagajele și pleacă într-o altă țară. Noi încă plecăm, nu știm ce găsim, dacă acceptăm găsim, orice. Absolut, pentru că suntem constrânși, nu avem unde să stăm, nu avem din ce să trăim și atunci vom accepta absolut orice. Practic, vorbeam de resurse europene și resursele europene pentru învățământul gorjean, de fapt pentru învățământul din România, se referă, cum spuneam, la aceste tipuri de proiecte, programe care se adresează tinerilor formabili, dar și cadrelor didactice, pentru că există și pentru cadre didactice diverse oportunități de a studia, de a se perfecționa în țările europene. Vorbeam însă mai devreme și de faptul că avem și cealaltă latură, teoretică, de ce spun teoretică, în care multe din investițiile din învățământ s-ar putea face cu bani europeni. E adevărat, cel care accesează la acest moment este mai mult Ministerul Educației prin agenția specializată, mai puțin primării și consilii județene, deși ar putea să facă și aceste instituții, cel puțin au căpătat pe noua legislație, ar putea să facă aceste lucruri, n-am auzit încă de proiecte de acest gen. Însă, infrastructura noastră școlară are o mare problemă cu prilejul unei mese rotunde desfășurate la începutul lunii iulie, cred, și prezentată telespectatorilor, au putut să o vadă la vremea respectivă. Am vorbit cumva despre necesitatea, nevoia de a se face o strategie pe infrastructură, să nu mai aruncăm banii aiurea, practic să investim în școli care le închidem sau în investiții disproporționate, deci într-o școală mică sau cu puțini elevi investim masiv, în altele avem acel fenomen de care vorbeam în mai multe schimburi și practic deci confortul copiilor, deci sunt ele foarte mulți, dar nu prea au loc să se formeze în zona respectivă. Și de regulă se întâmplă acest lucru, pentru că avem un fenomen prezent și în Gorj, la Târgu Jiu și în alte părți din țară. Ruralul vine în mediul urban și periferia vine în centru. Ceva de acest gen se petrece și e un fenomen de ani de zile, nu de acum. Da. Într-adevăr, există aceste studii care
indică că ar fi bine ca investițiile să aibă, să fie oarecum prioritizate. Mi-aduc aminte de această întrunire de la prefectură unde au participat și reprezentanți și aleși locali și președintele Consiliului Județean Gor și viceprimarul municipiului, agenți economici, foarte mulți conducători de instituții de școlare. A fost o discuție, mi-aduc aminte, destul de interesantă și mi-aduc aminte la fel de bine că de fapt aceste, există chiar un studiu efectuat de Banca Mondială interesată să investească banii în educația din România, dar la fel și aceasta cere prioritizarea. Iar acel studiu conține o serie de statistici realizate împreună cu nu numai de Banca Mondială, realizate împreună cu Ministerul Educației, cu instituțiile locale din fiecare județ, iar lucrurile stau exact cum spuneți dumneavoastră, destul de rău. Păi am avea două repere care au apărut, să zicem, după acea sau după acel raport. Luat pe situația Gorjului, conform celor spuse de inspectoratul școlar prezentate în Colegiul Prefectural de ieri, doar 62% din clădirile școlare din județul Gorj au autorizație sanitară. Interesant că anul trecut aveau mai multe și acestea nu se pierde de pe la un an pe altul. Asta e o primă cifră care ne pune pe gânduri. Nu mai vorbesc de situația pe cele cu ISU, nu au toate nevoie de autorizație ISU, dar foarte puține din Gorj au această autorizație. Iar a doua situație, în urmă cu o lună a fost publicat programul PNDL 2, unde cam toate primăriile au reușit să-și bage lucrări la școli, mai mici sau mai mari, unele, cum e municipiul Târgu Jiu, practic prinzând undeva la 20 de obiective de acest gen, bine, care se vor desfășura în următorii ani. Cum ne împăcăm, apropo de prioritizare, ce facem? N-avem decât 62% cu autorizație sanitară, băgăm bani acum masiv în alte lucrări, dar poate din ele, apropo de prioritizare, s-ar fi putut face altfel sau în altă perioadă. Da, mi-aduc aminte cele statistici care unul dintre ele sunau destul de prost, dar pe de altă parte studiul mi s-a părut unul foarte interesant și făcut destul de profesionist. În primul rând, indicatorii urmăriți erau unii care arată că în spatele acestui studiu asta destul de multă muncă, exact despre ceea ce vorbeați dumneavoastră, despre supraaglomerarea spațiilor de învățământ, că sunt în România spații de învățământ care sunt supraaglomerate, în care nu se respectă deloc acel normativ de 2 metri pătrați pentru fiecare elev, se ajunge undeva la un metru și ceva, iar și spații în care efectivele școlare sunt foarte reduse. De asemenea, tot acel studiu vorbea despre mobilierul care era total învechit, inadecvat noilor abordări didactice și mi-aduc aminte că în acel și aici trebuie să recunoaștem toți că are dreptate acest studiu. Sunt foarte multe școli în țară și chiar în județul Gorj în care mobilierul este unul rigid, făcut după principiile educaționale care erau undeva acum 25-30 de ani. Unui profesor trebuia să stea în față, iar elevii erau, de fapt, auditoriul profesorului, care nu pot fi adaptate pentru lucruri pe grupe, lucruri în echipă. Acum se cer alte abordări în care să aduce elevul să lucreze în echipă, să aduce elevul să fie cointeresat de propriul său parcurs educațional, ori
mobilierul care îl avem noi și dotarea, este greu de făcut acest lucru în aceste... Păi apropo de aceste lucruri, că în contextul în care Ministerul intenționează la bacalaureat, de fapt la toate examenele naționale, să bage acea corectură pe online, adică profesorul poate să stea și acasă și să corecteze unele lucrări, și noi avem calculatoare, știm și noi în ce stadiu se află ele și la nivelul de liceu, dar nu mai vorbim de școlile generale, unde calculatoarele sunt de 12-14 ani. Pe o parte, mobilier în școlile românești, prin programe ale Ministerului, n-au mai venit. Deci, ultimul a fost în 2000-2001, pe învățământ rural, în care s-a investit masiv, și au mai venit ceva mobilier când s-a băgat acum 5 ani clasa pregătitoare, finanțată tot europeană, apropo de finanțările europene. În rest, nu s-a băgat în mobilier decât, să zicem, inițiative locale sau ale unor licee, ale unor care au putut să-și finanțeze din alte resurse câte o sală de clasă, sau că n-au prea avut atât de mari resurse să-și facă, să zicem, un mobilier nou adaptat în ultimii ani. Ca să nu mai vorbim că mobilierul din ultimii ani are și o calitate, din nefericire, primează prețul și ca să-l facă foarte ieftin este și foarte prost. Da, aici aș mai aduce în discuție, chiar aș mai duc aminte în acea statistică, 75% din școlile din mediul rural nu au laboratoare funcționale de științe, mă refer la fizică, chimie, biologie, ceea ce înseamnă, din punctul meu de vedere, foarte mult, pentru că, practic, elevul începe să studieze fizica în generală, începe să studieze chimia în generală, ori atunci când el ajunge la liceu, deja există o prăpastie, dacă el nu are o bază materială prin care să-l ajute să... Păi să din înțeleagă. Anii 2007-2008 nu s-a mai investit nimic în partea de bază materială. Nu mai vorbesc că laboratoarele de fizică, chimie, nu mai au substanțe încă din anii 90 și nu cred că s-a schimbat ceva, adică e o problemă generală în toată țara. Da, 75% spune foarte mult. Iarăși m-a frapat foarte, foarte tare în acel studiu. Inițial, și mă refer la faptul că 90% din școlile primare, deci accentuez primare, deci 1-4, din mediul rural nu au biblioteci. Inițial am spus, ok, nu e nicio problemă, este școală primară, dar mi-aduc aminte că acum vreo 2 ani am fost cu un grup de elevi în Anglia, iar în Anglia cei de acolo nu acceptau ca elevii să doarmă la hotel, ci au cerut ca elevii să doarmă în familii. Inclusiv eu am stat la o familie și acea familie avea 3 copii, printre care și o fetiță de clasa 1, care trebuia să citească în fiecare zi de la școală, primea în fiecare săptămână 3 cărțuli foarte subțiri, nu știu dacă aveau mai mult de 2-3 pagini, dar 3 cărțului de acelea sunt foarte, foarte subțiri pe săptămână. Scris mare, câteva rânduri pe pagină, multe desene, dar repet, câteva 3 și schimb, primea în fiecare săptămână altele și altele. Și bănuiesc că asta le lua de la biblioteca școlii. Ori la noi, la 1-4, nu există bibliotecă. Bine, în cadrul școlilor din județul Gorj există biblioteci, neapărat pe școală gimnazială, deci le pot, să zicem, accesa. Problema noastră, și mă întorc apropo de problema manuală, păi ce să mai ai pe la noi biblioteci când nu avem manuale pentru copii? Apropo de situația nefericită de la clasa 5-a, clasa actuală, clasa 5-a, care de când erau la pregătitoare, nu era cazul la pregătitoare, dar după aceea, n-au avut niciodată manuale la începutul anului școlar și iată au ajuns la al 5-lea an în această situație și probabil vor merge la fel în continuare. Da, toate acestea spuse, cred că în concluzie ne arată că suntem departe, da, și suntem departe de ce se întâmplă în Europa la acest moment. Suntem departe, investim puțin în educație. Investim puțin sau fără cap? E și asta o chestie, pentru că totuși dacă adunăm, apropo de investițiile pe PNDL 2, am avut curiozitatea să văd la cât se ridică la Gorj, și înseamnă undeva la 150 de miliarde lei vechi. Doar la o primă, nu, 150 de miliarde doar pe Târgu Jiu. Deci, pe total, suma este mult mai mare la nivel de județ Gorj, undeva la 400 de miliarde lei vechi. Mi se pare totuși
o sumă destul de mare. Dacă ar fi să luăm și a mai fost PNDL 1, mai vin alte investiții locale făcute de primării din fondurile comunității locale. Deci sunt lucruri care se fac totuși, dar nu se văd. Dumneavoastră a spus, m-ați întrebat dacă sunt investiții mici sau fără cap. Eu vă spun că sunt și. Trebuie să acceptăm că am venit undeva din anii 90 cu o finanțare foarte slabă în sistemul educațional. Sistemul educațional a trebuit reformat, iar reforma înseamnă, printre altele, și nu numai reorganizări și comasări, înseamnă și bani și sume mari de bani, iar noi, din păcate, am investit puțin, iar când am investit, cred eu, prost. Acum, nu peste tot, dar dacă ne uităm la televizor, sunt pline de toate posturile când începe școala de imagini cu licee care n-au niciun elev, care au fost construite în mijlocul câmpului și nu au niciun elev, niciun profesor, ci pur și simplu au fost construite. Da, din păcate, mai e și o, apropo, venim cumva și pe nograda media puțin, dacă ar fi o preocupare, să spunem așa, a mass mediei un an de zile, că nu sunt autorizații sanitare, că nu sunt autorizații sau altceva, cred că s-ar mai schimba lucrurile. Însă noi facem ce? De regulă începem pe la sfârșitul lui august și până pe la jumătatea lunii septembrie sau spre zânge, atunci descoperim senzațional, nu avem autorizații. Ba, avem ministru care ne spune că nu-și aduce copii, deși e șeful dascălilor sau șeful sistemului, spune că ar fi bine să nu ne lăsăm copiii în școli neautorizate sanitar. Bun, e o problemă, de acord, corectă ca părinte, dar sau facem exact cum mai făcea un ministru când ba era deputat, ba era prim-ministru sau ceva de acest gen de șcavot. Deci problema care se pune este că dacă ar fi toată lumea setată pe această problemă, bun, investim acum, apropo de PNDL, numai că să facem la toate școlile să poată lua autorizație sanitară. După aceea, facem diverse alte chestii așa, ar fi altă chestie, ar fi o altă situație. În schimb, noi ce facem? Primarul cu tare vrea să pună, să arate școlile frumoase, deși poate n-are nicio, să zicem așa, n-are copii nici pentru jumătate dintre ele. Avem în Gorj alte situații, pe alte tipuri de fonduri, sau sunt miliarde de lei vechi sau sute de mii de lei în formatul nou, care se investesc în grădinițe sau școli 1-4 cu 3-4-5 copii. Da, care sunt bani pierduți. Da. Mi-aduc aminte tot de acel studiu și revin la el. Sunt o grămadă, peste 30% din școli care au grupul sanitar în curte, care iar spune foarte mult. Într-adevăr, ar trebui din punctul meu de vedere luată hotărâre și într-un an obținut autorizațiile sanitare la toate, apoi după aia cele de la ISU și așa ar mai departe. Să începem de undeva. Asta vreme cât se va merge acolo un pic mai mult, acolo un pic mai puțin, nu știu dacă face bine. Iar acum aș vrea să mă aduc o completare. A spus că presa își aduce aminte de școală undeva pe 15 august. Și autoritățile tot atunci aduce aminte. Deci undeva încep să venim, să vizităm, să nu știu ce. Deci asta ne trece următoarele două săptămâni și gata. Presa își mai aduce aminte de școală undeva pe mijlocul lunii iulie, când rezultatele la bacalaureat, cele la evaluare națională, se critică învățământul, se arată că nu sunt bani, se arată că profesorii sunt nemulțumiți, că elevii sunt nemulțumiți, că părinții sunt nemulțumiți, iar până la urmă totul ține o săptămână, două, aruncăm cu pietre în școlile care au unul sau doi copii sau niciunul promovat la examen național și după aceea totul se uită. Și începe iarăși un an nou școlar, iarăși ne aducem aminte că n-avem cretă, n-avem manuale, după aia iarăși se uită, iar vine bacalaureatul și practic de 27 de ani, de 28 de ani, suntem așa într-un cerc care în fiecare an ne aducem aminte doar în două momente că există școală. În rest? Da, vorbeam recent cu un tată al cărui copil a terminat învățământul primar în Anglia, s-a întors de curând în țară, toată familia.
dar care a rămas șocat că găsește încă, și nu era vorba, deci era vorba de o școală de la Târgu Jiu, o școală de centru, găsește cretă și tablă. Zicea că în Anglia, acolo unde, pe undeva pe lângă Londra, unde au locuit atâția ani, deci dispăruseră deja tablele, se foloseau table inteligente, sau dacă se foloseau tablete, erau acelea cu marker ușor, de niciun caz nu se mai foloseau, nu se mai folosește creta, așa, care e și socotită, acum spunea domnesa care este inginer de meserie, este în Anglia s-a descoperit chiar că este cancerigenă și da, nu se mai folosește, nu au voie să o folosească în învățământ, deși iată, la noi se folosește de pe vremea lui Cuza și mai devreme chiar. Da, aici probabil că părintele n-a descoperit încă baza sportivă a școlii, n-a descoperit biblioteca, n-a descoperit laboratoarele de chimie fizică, că după aia o să vadă că multe stau, sunt diferite față de Anglia, unde un liceu poate să aibă, am fost în licee care aveau și 6 terenuri de sport, ori la noi sunt licee care n-au nici măcar, n-au nici măcar teren sau nici măcar bază sportivă. Da, de sală de sport nu se mai pune problema. Iar la nivel național, 40%, sunt 40% școli care n-au astfel de dotări. Deci vorbim de ceva, un număr foarte mare. Deci, acum, făcând haz de necaz, totul se va rezolva pe partea sportivă ca o manuale la clasa 5-a. Da. Nu știu dacă manualul era exact ce ne trebuia nouă și așa, dar asta ca să, dacă profesorii de sport consideră, colegii noștri consideră că sunt utile, Vorbind de acea strategie de prioritizare care a trebuit făcută cu siguranță și la care, din câte am fost asigurați, se lucrează. Bine, s-ar putea să mai lucreze câțiva ani ca și pe la noi. Problema care se pune este că în momentul când ai bani puțini, a trebuit să știi ce faci cu ei. Bani puțini sau bani mai mulți, cum spuneam, pentru că e, dacă ne uităm pe la unele comune, chiar din județul Gorj, sumele care s-au cheltuit cu învățământul pe investiții sunt foarte mari. Unele rivalizează chiar cu anumite orașe din Gorj, sumele cheltuite la o comună. Nu se văd aceste lucruri și mai ales nu se văd, cum spuneam, apropo că a fost vară, nu se văd mai ales la rezultatele de la examenele naționale. În momentul când ajungem acolo, avem un scurt circuit, deși tot vorbim acum de schimbarea și legii educației, care o să avem una nouă peste un an, o să avem diverse alte lucruri, poate vorbim și de cum facem evaluarea națională, cum facem admiterea în liceu, pentru că aceste lucruri se reflectă foarte mult în rezultatele la bacalaureat. În continuare, un copil care are notă de 2 și merge cu 2 medie la liceu, n-are cum, indiferent în ce învățământ ar fi, poți să-l ia și la NASA, nu cred că va reuși să ajungă la peste 6. Da, acum sunt, din punctul de vedere, sunt multe de discutat aici referitor la, dar ați spus atât de multe, ați aruncat de atâtea ori mânușa că nu știu la ce să vă răspund mai întâi. Dacă încep din ordine inversă, aș vrea să vă spun că ceva în felul următor. Un elev care ia nota 2, care reușește să ia nota 2, din punctul meu de vedere, va avea o problemă inclusiv la profesională, pentru că sunt foarte multe licee care au profile unde e nevoie de persoane care să aibă mai mult de note, care să înțeleagă despre ce e vorba acolo. Și mă refer la specializările de, inclusiv la mine la liceu, operator chimist sau unde ai nevoie destul de multe, de cunoștințe destul de solide, să mă refer la cele care sunt în domeniul electronic sau electronic sau electric. Din punctul meu de vedere, nivelul a crescut sau cu operator mașină numerică, este greu ca un elev cu nota 2 să ajungă să conducă un strung cu comandă numerică. Nu știu cum va reuși să-l conducă, pentru că la liceul meu, când am ajuns prima oară, la profilele de, la profesională, erau elevi care intrau cu 7, cu 8,
elevi care mai departe care puteau face față acestor profile, acestor specializări. Ori noi ne gândim că la aceste profile sunt profesori înseamnă numai, eu știu, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar să ceva foarte necalificat, dar nu. La profesională înveți o meserie. Deci, din punctul meu de vedere, cu nota 2 va fi foarte greu, inclusiv la profesională. Iar când vorbim de examenul de bacalaureat, acolo chiar este o problemă, pentru că înseamnă nota 6, înseamnă evaluare din 4 ani, ceea ce nu este foarte ușor deloc pentru elevi. Da, suntem pe final de emisiune. Nu putem, au fost și câteva mesaje, dar telefonul efectiv nu știu ce s-a întâmplat. Ba da, reușesc să le și văd, o să le și dau citire. Spune așa cineva, domnule Buzerea Mariu, sănătate la toată familia dumneavoastră, semnat Alex Popescu, fost elev al dumneavoastră din clasa 12D, spune cineva. Ai, mulțumesc mult. Mai spune așa, stimă pentru acest liceu, e cel mai bun din toate punctele de vedere, felicitări. Tot mulțumim. Altcineva mai spune, în acest liceu sunt cei mai buni profesori și acolo este cea mai bună disciplină. Și încă un mesaj ultimul, că suntem pe final, spune cineva, și, da, noi în fiecare an școlar le dați ocazia să plece în străinătate, dar problema e că rămân acolo, iar degeaba formăm și cheltuim foarte mulți bani cu ei. Acum aș vrea să-i răspund la ultimul mesaj. Sunt de acord că foarte mulți vor rămâne acolo, dar din punctul meu de vedere, faptul că vor presta o muncă calificată, că nu vor dormi pe sub poduri, că vor trece mine pe piața muncii, înseamnă că vor câștiga bine, că își vor putea întemeia o familie, că vor deveni, chiar dacă nu pentru România, își vor aduce folosul muncilor. Da, cu siguranță mai erau și alte lucruri de dezbătut. O să mai facem în spațiu de la emisiunea Școala Gorjană. Mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această emisiune. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Școala Gorjană. Domnul profesor Marius Buzerea, președintele Fundației Cultural Științifice Gheorghe Magheru, a fost cu noi. Mulțumim pentru atenție. La revedere!